ingrațial alături de mine este Andreea Ana Maria Kis, lector universitar la Universitatea Babeș-Bolyai, la Facultatea de Drept și judecător la Curtea de Apel Cluj și autor de cărți și o persoană de complexitate rară, extrem de exigentă, extrem de inteligentă, extrem de implicată în acțiuni profesionale, dar și o persoană extrem de sensibilă și plină de farmec. Bună seara, Andreea, și bine ai venit la emisiunea Psihologie și Viață. Bună seara, Gerasela, mulțumesc mult pentru invitație. Plăcerea este de partea mea. Astăzi, în timpul documentării pe care am făcut-o cu privire la ceea ce e Andreea, dincolo de tot ce știam, am descoperit foarte multe lucruri extrem de interesante și ca o notă care revenea la motiv al existenței tale, se pare că este pasiunea pentru tot ceea ce faci. Iată că și un judecător și un cadru universitar poate să fie animat de pasiune. Și e foarte bine că e așa, și în cadrul acestei emisiuni vom vorbi chiar și despre aceasta. Deși, sigur că telespectatorii noștri se gândeau, văzând ceea ce era scris acolo jos, invitat special, Andreea Kis, se gândeau că vor fi niște discuții extrem de, focusate pe aspectul profesional. Vor fi și astfel de elemente, dar, surpriză, vor apărea și elemente de spiritualitate, de definirea esenței vieții, a sensului vieții, pe care Andreea ne le va spune din punctul ei de vedere. Și acolo, undeva, mai departe, o vor privi și părinții ei, cei care au construit acele scheme cognitive la care ne referim noi astăzi, nucleele acelea de gândire la care, Andreea, tu te raportezi în tot ceea ce faci. Și vor zice, da, la construcția ceea ce spune fica noastră astăzi, am pus noi multe cărămizi. Iar prietenii, studenții tăi vor găsi și ei ceva, poate, din ce ți-a oferit ei ție în a te dezvolta ca om. Cum împingi, întrebare de debut, cum împingi atâtea roluri? Cum reușești să faci față păstrând un element extrem de tonic pe care îl transmiți prin tot ceea ce oferi, încă din prima clipă, imagine, zâmbet, siguranță? Cum reușești să împingi toate acestea? Eu cred că este vorba despre felul în care îți gestionezi timpul. Pentru că, le spun de multe ori și colegilor mei, nu cred că este necesar să-ți petreci toată ziua la birou ca să fii eficient. Dimpotrivă, eu îmi petrec destul de puțin timp la birou. Strictul necesar să-mi citesc dosarele pe care nu le pot lua cu mine acasă, conform regulamentului, și nici m-aș dori să introduc în atmosfera casei mele o notă din serviciul meu. Și îmi place, în general, să fac lucrurile în ritmul meu și în locurile în care îmi face plăcere să stau. Adică, eu, de exemplu, am tot timpul un rucsac cu cărți și un laptop în spate și lucrez într-o cafenea, într-o ceainărie, în parc, în grădina botanică și, în felul acesta, îmbin cumva utilul, deci profesionalul, cu partea plăcută a vieții și niciodată nu mă simt contratim. Cred că acesta este secretul. Îmi place ce fac, dar și ce îmi place să fac, fac în felul în care îmi place să fac. Constă o trăsătură care e pe cale de dispariție. Foarte puțini oameni mai știu să se bucure de ceea ce fac. În cabinetul de psihologie văd foarte frecvent aceasta și descoper la tine bucuria de a face ceva. Tu oarecum inventezi bucuria oricărui gest, probabil, nu? Și acțiunile pe care le faci, nu le faci oricum. De aceea, oare, zic unii, ești non-conformistă. Conformismul oamenilor de astăzi se referă la a fi puțin întregenați în ceea ce fac, a fi puțin rigizi, a nu ieși din niște tipare care sunt agreabile sau, mă rog, dezirabile. Fără discuție, adică cred că omul de astăzi este obișnuit să-și planifice timpul foarte riguros. Păi atâtea lucruri, am o listă cu 10 lucruri de făcut și le fac între anumite ore și orice te disturbă, te scoate cumva din echilibru acela fragil. Ei, ce am învățat eu până la vârsta asta, pentru că am vârsta 46 de ani, este să încerc să rămân cât mai mult în echilibru. Nu spun că reușesc să fac acest lucru chiar tot timpul, dar am constatat că din ce în ce mai mult timp, adică orice se întâmplă și îmi schimbă programul,
consider că este binevenit și este în avantajul meu. Și niciodată nu o să îmi alung prietenii sau oamenii care vin spre mine pe stradă cu o problemă, cu o discuție, pentru că știu că are un rost. Întotdeauna dintr-o discuție cu un om cunoscut sau străin, îmi vine răspunsul la o întrebare pe care o am în mine. Deci nu o să spun, wow, eu peste 5 minute îmi programasem să plătesc o factură sau trebuia să încep să citesc o carte. Sigur, nu vorbesc despre chestiunile unde trebuie să fii la ore fixe, cum ar fi ședința de judecată, cursul de la facultate. Dar orice altceva poate suporta amânare și atunci te ajustezi tot timpul din mers. Și atunci, acceptând lucrurile și oamenii care vin spre tine, reușești cumva să fii tot timpul în echilibru. Cu tine și cu timpul tău. Tu ai descoperit esența fericirii vieții personale. Sper că da. Probabil că da. Probabil că aceasta este ceea ce, de la fel și psihologia susține, anume flexibilitate. Și cum vezi, deci perspectiva ta față de ceea ce ți se întâmplă, tu le vezi ca niște oportunități micile, intervenții ale hazardului sau ale oamenilor, nu asupra planurilor scrise în agende. Fără discuție. Mie îmi plac foarte mult oamenii. Sigur, am nevoie de timp și cu mine. Simt nevoia dimineață să petrec un pic de timp în liniște cu mine, seara înainte de culcare, pauze în timpul zilei, dar îmi plac foarte mult oamenii și îmi place foarte mult să vorbesc cu oamenii. Fac foarte ușor cunoștință și pe stradă. Adică lumea nu știe cu ce te ocupi, te vede că ești un om mai zâmbitor, ești mai simplu de abordat pentru orice întrebare legată de informație. Deci mie îmi fac plăcere aceste lucruri și îmi încarcă energetic. Dar ai constatat și tu ceva ce, într-adevăr, e o caracteristică. Din păcate, oamenii nu mai prea zâmbesc pe stradă și atunci tu apar ca un element distinct, nu? Peisajul urban, ești unul dintre oamenii care mai știu să zâmbească. Modul acesta de a vedea lucrurile cu zâmbet, oare vine și de acolo, de la faptul că tu ești cadru universitar, lucrezi cu oameni tineri care încă mai știu să se bucure, care încă sunt căutători în a-și defini și identitatea profesională și starea de viață a lor în acel moment prezent. Cum e să fii cadru universitar? În momentul acesta în Cluj, 2016, bebe, tu decanul de suflet al unor generații? A fi profesor este ca și cum te-ai naște din nou fiecare zi, sau cel puțin în fiecare an, pentru că te duci la curs cu o foarte mare plăcere și eu țin cursuri de 4 ore de la un moment dat. Cursul meu este normal de 2 ore, dar eu îl fac de 4 ca să fiu sigură că îmi termin materia. Uneori ei se întreabă de ce-i cursul așa de lung și totdeauna le spun că o să-și dea seama în momentul în care vor avea examene de admitere în profesii. Tocmai am avut ieri unul și mi-au scris mai mulți că acum realizează de ce. Dar după un curs de 4 ore, eu sunt foarte plină de energie, adică pe mine nu mă obosește. Nici pe ei nu sper să nu-i obosească prea tare. Eu cred că e foarte greu să asculți. Uneori să asculți este mai greu decât să vorbești. Și atunci, pentru mine ca profesor, este o provocare permanentă să-i fac să mă asculte timp de 4 ore. Deci trebuie totdeauna să găsesc metodele potrivite să mă adresez fiecăruia dintre ei și fiecărei generații, pentru că o generație nu este ca alta. Și uneori chiar le explic câteva metode să înțeleagă cum ajung la fiecare dintre ei, de exemplu, în funcție de tipul de personalitate sau în funcție de simțul dominant în cazul fiecăruia, ca să-i fac să fie atenți un răstimp atât de îndelungat. Și foarte mulți îmi spun după examenele de admitere în profesii că atunci când citesc subiectele de examen, de multe ori îmi aud vocea și explicația la acea întrebare, care îi ajută foarte mult să-și amintească răspunsul și raționamentul pentru care răspunsul este acela. Îmbinarea aceasta este superbă între a fi cadrul didactic și a practica. Și ofer pe lângă elementele teoretice foarte multe exemple cu siguranță din activitatea ta de judecător. E foarte greu să judeci. E foarte greu să emiți decizii care pot schimba fundamental vieți. Care sunt stările unui judecător, Andrei, acolo, în sala de judecată? Sau cum se numește? Este sala de judecată, invit, când dorești, îți face pe cealaltă.
să vezi ce se întâmplă. Acum, sigur că realizezi faptul că oamenii vin în fața ta cu probleme și că rolul tău primordial este să rezolvi acele probleme într-un fel care să fie satisfăcător, dacă s-ar putea, pentru toți, dar de regulă nu este așa, că o parte se câștigă, alta pierde. Uneori niciuna nu simte că ar câștiga, că de multe ori adiți în parte, doar o cerere, deci o parte, de fiecare și câștigă puțin și pierde puțin. Dar e important să încerci, ca și în cazul studenților, să le oferi cumva o scenă, un loc, un cadru în care să se poată desfășura fără foarte multe tensiuni. Pentru că omul vine în fața ta încărcat, că vine cu o problemă. Nu este simplu să suporți tensiunea unei săli de judecată. Chiar judecător fiind, dacă ai o cauză personală și vezi sala de judecată din cealaltă perspectivă, este foarte dificil să-ți asumi acel rol de justițiabil. Și atunci, știind acest lucru, rolul meu de judecător este, în primul rând, să-i fac să se simtă confortabil, ca să poată să explice problemele și ca eu să le pot rezolva cât mai bine. Sigur că partea juridică mă privește exclusiv, dar trebuie să înțeleg starea de fapt ca să pot da o rezolvare juridică. Problemele. Te interesează foarte mult exigența profesională, dar nu scapi în vedere și nu vrei să ominți că e un om în fața ta, impregnat cu stări, cu complexitatea vieții lui, cu consecințele deciziei actului pe care tu îl exerciți acolo. Oare câți judecători gândesc ca tine sau acționează ca tine? Că mă gândesc că unii se detașează într-un scop protectiv, oarecum. Să nu preia din stările acelea din sală. Acum, aceste stări nu o să te facă să fii subiectiv. Pentru că tu ai acolo un rol de echilibru. Tu ești protectorul tuturor. Ca, așa, ca și la facultate. Deci la facultate nu faci bine cuiva dacă îi dai o notă mai mare decât merită. Trebuie să-i dai exact nota de care a știut ca să știe ce are de corectat. Așa este și cu justițiabilul. Faptul că îl înțelegi și știi de ce se poartă, cum se poartă, pentru că uneori justițiabilul nu se poartă frumos în sală, nici cu adversarul și nici cu judecătorul. Nu spun că de multe ori, dar de câteva ori. Îl înțelegi de ce este așa, că vine încărcat, dar asta nu înseamnă că te va influența în soluția. Înseamnă că tu, practic, ai un plus de înțelegere, de acceptare necondiționată a lui, dar fundamental nu e corectitudinea față de caz, față de el. Rămâi impregnat cu niște stări, cu niște impresii personale, dar acelea sunt ale tale neștiute de ce. Unii mi-au spus, chiar colegi de-ai tăi din presă, când răspund la unele întrebări, că dumneavoastră sunteți o idealistă și unul mi-a spus așa chiar mai dur că poate chiar naivă. Nu sunt o naivă, deci să știi că văd exact adevărul așa cum este. Știu inclusiv când un om mă minte și acel om poate nu este întotdeauna justițiabil, poate fi un coleg de-al meu. Am întâlnit situații chiar recente în campania electorală pentru Consiliul Superior al Magistraturii, în care anumiți colegi au avut anumite reacții, colegi de competiție vorbesc, nu vorbesc de colegii de instanță. Asta nu înseamnă că nu le văd. Faptul că nu dau un feedback negativ imediat nu înseamnă că eu nu văd adevărul. Cum ai spus tu, îl accept necondiționat, știu că asta este și văd dacă este în interesul meu să dau un feedback negativ sau nu, sau aleg momentul potrivit să-l dau. Deci nu sunt o naivă, pentru că n-aș fi putut să fiu judecător 22 de ani dacă eram o naivă. Sunt însă un om echilibrat, cel puțin așa mă consider, sau cel puțin încerc să fiu, și de aceea văd adevărul, îl accept și nu mă supăr. Eu aș zice în plus că ești un foarte fin observator al realității pe care o trăiești. Și aceasta ce e? O calitate în plus, care îți conferă o vedere mai corectă a ceea ce se întâmplă acolo. Ai zis ceva de Consiliul Național al Magistraturii. Și am văzut în presă că Andreea Ana Maria Chiș dorește să parcurgă în traseul profesional, să acceadă la o funcție acolo, nu?
Ce mi poți spune despre asta, Andreea? Și îți dorim succes încă înainte de a ne explica tu în detaliu despre ce e vorba. Mulțumesc mult, Gerasela. Mai multă lume m-a întrebat ce m-a putut îndemna să-mi las eu viața aparent lipsită de griji, pentru că am un echilibru acasă între profesia de judecător și cea de profesor. Recent m-am mutat într-o mansardă pe care mi-o doream de la 18 ani și mă duc cu foarte mare plăcere în acest cămin nou al meu. Ce m-a determinat totuși să încerc să-mi schimb cel puțin una dintre profesii, pentru că timp de 6 ani nu voi putea fi judecător dacă devin membru în Consiliul Superior al Magistraturii, pot să-mi păstrez calitatea de profesor și fără discuție că aș păstra-o, dar a însemnat să merg o perioadă de timp la București și să renunț câteva zile din săptămână la căminul meu. Ei, ce m-a determinat? Foarte mulți colegi de-ai mei tineri, de o vârstă cu mine chiar mai tineri, spun tot mai des că abia aștept să mă pensionez, mai am câțiva, nu știu câți dintre spectatori sau telespectatori știu că noi ne putem pensiona după 25 de ani de vechime în profesie. Nu toată lumea o face, însă sunt colegi care optează pentru aceasta. Și din ce în ce mai mult spun, abia aștept să împlinesc 25 de ani de magistratură și să mă duc în pensie. Ce înseamnă acest lucru? Că nu se simt cumva confortabil în mediul în care lucrează. Și atunci, ce se poate face în acest sens? Trebuie să schimbăm ceva și în mediul material, unde, deci, biroul în care lucrează judecătorul, câte dosare trebuie să soluționeze judecătorul, ce fel de calculator are judecătorul, ce acces are la studiu judecătorul. Și sigur, și în salarizare atunci când este cazul, pentru că ea trebuie să fie corespunzătoare muncii și limitărilor la care este supus judecătorul, trebuie să facă față multiplelor imisiuni în viața sa, nu numai profesională, din păcate, ci și din ce în ce mai des personal atunci când există un interes. Și în toate acestea, cine poate, care este instituția, organismul care poate să ia măsuri să îmbunătățească toate aceste lucruri? Și eu cred că este Consiliul Superior al Magistraturii, care are o serie de atribuții în ceea ce privește viața judecătorului, cariera sa, independența sa, condițiile în care lucrează. Și am spus, și eu la rândul meu aș putea să mă pensionez peste 3 ani, pentru că am o vechime de 22 de ani în magistratură și îți mărturisesc că chiar mă bătea gândul anul trecut, oare să mă pensionez când împlinesc 25 de ani de magistratură și să rămân numai profesor și să scriu cărți, nu? N-am scris atâtea cărți câte mi-aș fi dorit. Lumea întreabă de ce nu scriu un manual, pentru că pe lângă două profesii e foarte greu să mai scrii și un manual. Și puteam să optez să mă pensionez și eu, ca alții, cărora nu le place să se întâmplă, și cu asta basta. Și am zis, dar nu este stilul meu, pentru că eu nu părăsesc câmpul fără să mă lupt. Și am spus, ce pot eu să fac? Poate pot să schimb ceva înainte să abandonez. Și cum pot să schimb acest lucru? Implicându-mă la cel mai înalt nivel. Pentru că până acum m-am obișnuit să cer doar, fie ca simplu judecător, fie ca membru într-o asociație profesională, fie ca președinte al unei asociații profesionale, să critic ceea ce nu-mi place. Cred că timpul acestor tipuri de activități a trecut și trebuie să-mi asum, să încerc să fac ceva. Dacă sistemul crede că eu sunt omul potrivit să aduc schimbarea, mă va vota. Dacă va crede că alți candidați sunt oamenii potriviți, îi va vota pe aceia. Ceea ce este important, cred, este să fie mai bine pentru toată lumea. Adică, sub nicio formă, nu îmi doresc cu orice preț să ajung acolo. Pentru mine nu este o miză nici această demnitate, nici mutarea în București, pentru că am totul aici. Dar miza este să fie mai bine pentru toată lumea și asta îmi doresc. Miza este foarte mare pentru că este vorba de schimbare. Și tu, de fapt, vrei să treci la acel nivel pentru a produce niște modificări semnificative care ar fi beneficiul tuturor, nu? Să sperăm că ne vei da vestea bună într-o viitoare emisiune pe care o vom face aici sau la București, invitat special de tine. Să sperăm că vei ajunge acolo și vei preda așa cu tenacitatea care te caracterizează și cu argumentele extrem de
solide pe care le ai, schimbarea. Și se va produce acea schimbare. Ne dorim și noi să auzim că se întâmplă ceva, că se mișcă lucrurile și, într-adevăr, o profesie în care stresul este un factor destul de evident, nu? Nu este o profesie ușoară. Sunt necesare acele schimbări pe care tu le-ai enumerat așa frumos cu liniuța și care se cer. Doar câteva. Andreea, ziceai de cărți. Înainte să de a trece la cărțile tale, cele scrise și... Vom vorbi poate de cele nescrise, dar existente ca proiecte în rândurile tale. Vreau să spun că m-a impresionat foarte mult răspunsul la mesajul meu pe care l-am scris așa. Andreea, te rog, nu uita, adu niște cărți pe care știu că le-ai scris, adu-le în emisiune pentru că vreau să vorbim puțin despre ele. Și tu ai zis, nu vreau să fac eu mie publicitate și nu e necesar neapărat să afișez. Și apoi am citit despre Andreea că una dintre valorile ei fundamentale este adevărul, o altă valoare fundamentală e modestia, învățată încă de la tata, nu? Când erai studentă sau elevă și lucrai acolo împreună cu tata și că a învățat lecția modestiei sau... Și cu mama. Am lucrat cu fiicul curcumea, că am lucrat cu ambii părinți, pentru că n-am intrat din prima la facultate și am lucrat și la ferma tatălui meu. Și ai lucrat ca și suplimitor. Am lucrat la ferma ta. Foarte, da, exact. Deci la mama la școală am lucrat ca profesor de lucru manual, într-adevăr, timp de un an de zile. Iar în vacanțele școlare lucram la tatăl meu ca zilier și, din punctul meu de vedere, a fost o experiență extrem de interesantă să cunosc tot felul de oameni și să realizez că, de fapt, în orice mediu, oamenii sunt la fel fundamental buni și că dacă merg spre ei cu brațele deschise, niciodată nu, îmi place să spun asta, niciodată nu se iei un pumn în gură. Se poate întâmpla ca unii să te întâmpine cu brațele încrucișate, dar niciodată nu o să fii lovit dacă merg spre ei. Iar așa. Și dau studenților mei să citească extracurricular în cadrul cercului de procedură civilă, unde pe lângă procedură civilă învățăm și despre valorile profesiilor juridice. O novelă care mie îmi place foarte mult, scrisă de un scriitor italian, Dino Buzzati, Umilința, au tradus în limba română, eu aș spune Smerenia. Este o novelă pe care o recomand tuturor și care chiar este o lecție de viață pentru juriști, fiindcă noi cumva avem această șansă să accedem în funcții foarte importante și să avem în mâna noastră soarta foarte multor oameni. Și atunci trebuie să înțelegem că acest lucru nu este în beneficiul nostru personal, ci noi suntem acolo ca să-i servim pe ceilalți. Cu cât ocupi o funcție mai înaltă, cu atât ești mai mult în serviciul celorlalți. Cărțile tale scrise, ce ne poți să spune despre ele? Povestea cărților. Hai să vedem. Cărțile mele. Prima, una din, mă rog, toate îmi plac, pentru că fiecare înseamnă cea. Prima carte pe care am scris-o a fost teza mea de doctorat. Am primit o întrebare răutăcioasă de la un coleg al tău din presă. De ce a durat atâția ani să-mi scriu teza de doctorat? A durat 17 ani să-mi scriu teza de doctorat. Pentru că n-am scris-o, vreau să-ți spun. De aceea, răspunsul este simplu, n-a scris-o timp de 17 ani. Ea este publicitatea imobiliară în concepția noului cod civil. Eu eram judecător stagiar la judecătoria Cluj-Napoca 95, când am preluat de la notariat, de la fostul notariat de stat, Arhiva cărților funciare și m-a anunțat președinta judecătoriei că eu voi fi judecătorul delegat la cartea funciară, îți dai seama. Deci eram stagiar și răspundeam de biroul de carte funciară a judecătoriei. Eram deja înscrisă la doctorat cu această temă și am înmagazinat foarte multă experiență în acest domeniu. N-am avut timp să scriu o teză, pentru că o teză înseamnă să scrii constant și la un moment dat mi-am găsit acel timp când am avut și motivația necesară. Pentru că sub imperiul anumitei legi puteai să-ți prelungești cât voiai scrierea tezei de doctorat, că nu era limitat în timp. Când a venit o limită în timp și am avut și nu numai această stabia lui Damocles deasupra capului, ci și interesul de a deveni cadru universitar la Babeș-Bolyai, pentru că începusem să predau această materie pe care n-am avut până atunci să o predea nimeni după fostul profesor.
să și începea să-mi placă. E, atunci acest lucru m-a motivat și am scris teza mea de doctorat. Tocmai a apărut nou Cocilie și am avut un noroc fenomenal, pentru că am putut să scriu ceva cu totul nou, ceva despre care nu s-a mai scris și mi-a făcut o plăcere extraordinară să o scriu. Și a fost la vremea aceea nominalizată printre cele mai bune 5 teze sau monografii ale anului 2012 de cea mai recunoscută revistă de drept privat, Revista Română de Drept Privat. A meritat acceptarea. Da, pentru mine da. A meritat, adică sub nicio formă nu voiam să fac un compendiu și să cumva să știu că am mai bifat și acest lucru. Deci eu nu cred că ai nevoie de un titlu de doctor pur și simplu. Ai nevoie de un titlu de doctor atunci când chiar vrei să te dezvolți și pe acest plan științific. Și când a venit acel moment, mi-am scris teza. Cealaltă carte a fost o monografie despre rolul judecătorului în procesul civil, pentru că a apărut și un nou cod de procedură civilă la ceva timp după codul civil. Această carte am scris-o cu un coleg de la Curtea de Apel București și el la rândul lui lector universitar la Universitatea București pe acea disciplină. Deci cumva suntem foarte apropiați din perspectiva profesiilor, deși foarte diferiți ca oameni, însă ne-am completat extraordinar de bine. Și ce am învățat eu din această colaborare cu el este că nu competiția te împinge să mergi mai departe, ci colaborarea este cea care te inspiră. Pentru că atunci când unul dintre noi nu avea foarte mult timp sau, să zic, mai pormânește, nu avea prea mult chef să scrie, celălalt îi trăgea de mânecă. Și uite, tot așa pe rând, și ne citeam părțile care le-am scris fiecare și aduceam completări. Și am ajuns la nivelul la care de multe ori ne întrebam oare care e partea scrisă de tine, care e partea pentru că am mai inserat părți. Și chiar ne-au spus niște colegi că au citit cartea și că nu-și dau seama cu certitudine care au fost părțile scrise de el și care părțile scrise de mine. Care înseamnă că a fost foarte coerent, totuși știi cum zicea cineva, dacă tu ai măr și eu am măr și tu îmi dai mărul tău și eu mărul tău, fiecare avem măr, dar dacă tu ai o idee și eu am o idee și eu îți dau ideea mea și tu îmi dai ideea ta, avem două idei fiecare. Exact, așa a fost. Ce frumos! Deci, și mai ales tu dacă zici că atât de bine s-au potrivit încât totul e coerent și unitar, a meritat o astfel de colaborare, ca orice altă colaborare. Ca orice colaborarea pornește din start cu o bună intenție de a construi ceva, nu? Așa este. Și am dăruit fiecare. Eu cred că am dăruit și unul și celuilalt și sper că și colegilor, pentru că în această carte noi am căutat să oferim soluții la multe întrebări pe care și le pune judecătorul, pentru că, știi, eu militez pentru un judecător activ. Adică un judecător care să interpreteze creativ legea. Pentru că fiecare stare, de fapt, de multe ori îți relevă o latură a legii pe care până atunci n-ai văzut-o. Însă nu fiecare are întotdeauna curajul să schimbe o jurisprudență. Și atunci cumva cartea asta și-a dorit să ofere niște soluții ca să aibă și o bază doctrinară pentru o schimbare, dacă își doresc o schimbare, sau cel puțin un model de judecător care dorește să schimbe. Și sper că acest mesaj a ajuns la colegii noștri. Cu siguranță, dacă reacțiile au fost de așa natură. Și îmi place foarte mult ce zici tu. Deși totul pare extrem de bine definit, bătut în cuie, pe litere și aliniate, iată, tu zici un cuvânt care, parcă îți vine greu să crezi că îl găsești la un judecător în profesie. Poți fi creativ. Știi cum e procedura? Uite, că de probabil cum combine acele elemente extrem de bine definite și foarte clare, nu? Procedura este, exact, procedura înseamnă să știi cum să aduci o problemă de drept în fața judecătorului. Și eu obișnuiesc să dau acest exemplu la primul curs de procedură civilă. Este ca și când chirurgul ar ști toată anatomia corpului uman, dar n-ar ști cu ce bisturiu să opereze. Deci, procedura este instrumentul. Și este ca și în comunicare, știi, că de foarte multe ori, dacă nu găsești metoda potrivită să comunici o idee, ea nu ajunge la destinatar. Și atunci la asta ne-am gândit, să oferim judecătorilor, colegilor și avocaților sau altor profesii juridice un instrument de comunicare eficientă cu judecătorul. Și în fine, o altă
propriu-zis o carte, așa ar părea la prima vedere, fiindcă este o carte de teste grilă, pe care am scris-o cu o colegă avocat, care are același nume cu mine, Andreea, Andreea Ciurea de la Brașov, celălalt coleg era colegul Gheorghe Liviu Zidaru de la Curtea de Apel București. Andreea, la rândul ei, predă procedura civilă la Brașov, da, cumva, apropo de dăruire și generozitate, ea a spus o primă ediție acestor teste și la ediția a doua am colaborat și eu, acum urmează să scoatem ediția a treia. Ce este nou la această carte este că am folosit metoda pe care o aplic și în facultate. După fiecare examen, eu dau examen sub forma testelor grilă, pentru că în această modalitate sunt examinați la admiterile în profesii și îți oferă posibilitatea să-i verifici din foarte multe instituții. La sfârșitul fiecărui examen, rămân în sala de examen și cu aceia dintre ei care doresc să se confrunte cu adevărul, rezolvăm împreună grilele și ei văd de ce răspunsul corect este acela și nu altul. În această modalitate și eu văd posibilele lor greșeli de interpretare sau de logică în rezolvarea grilelor și îi ajut să le elimine. Să spun că ieri am avut 5, cel puțin, care mi-au spus că au făcut maximul de punctaj din această materie la examenul de admitere în barul. Până acum n-am reușit această performanță. Și unul dintre ei, adică nu dintre cei 5, dar unul dintre cei care a reușit, mi-a scris că l-a ajutat foarte mult cartea de teste grilă. De ce? Pentru că în unele grile recapitulative, după modelul acestor explicații de la sfârșitul examenilor, le explic de ce acela este răspunsul corect. Și nu doar acest lucru, ci și că, cunoscându-le modul de gândire după atâția ani de predare, știu că la prima vedere de multe ori s-ar părea că răspunsul este altul. Și le spun și asta. Dacă credeți, dacă vi se pare că răspunsul corect ar fi acela, nu este acela pentru că. Deci explic și eventualele capcane și profit de ocazia oferită de carte, pentru că n-a scris încă un manual, să le ofer și mici ponturi de memorare a unor instituții, de a vedea diferențele dintre ele, uneori foarte subtile, dar logice, ca să le poată ține minte pentru examene și să le și înțeleagă. Deci cartea îmbină foarte multe aspecte și cred că de aceea este un instrument util și am primit un feedback în sensul acesta că a fost de ajutor, ceea ce mă bucură, pentru că practic acest lucru l-am urmărit cu ea. L-ai urmărit acest lucru, dar eu constat că ai ajuns chiar mai departe de atât, și că ai o latură de bun psiholog în tine, pentru că tu, de fapt, ai transmis niște modele de gândire, ai restructurat gândirea lor, corectând și ghidându-i spre anumite modele de interpretare și de abordare a acelor teste. Te felicit, Andreea, descoperi tot felul de calități. Eu cred că sunt ale oricărui profesor ce era, pentru că ne străduim. Trebuie să vedem unde greșesc când greșesc. Chiar îi întreb pe aceia care nu iau examenul, pe aceia dintre cei care vin la curs și n-au luat examenul, ce s-a întâmplat și cu aceia mă întâlnesc separat și rezolvăm împreună niște grile ca să văd unde sunt deficiențele de raționament și să le corectăm. Cartea se adresează tuturor și nu numai celor care au posibilitatea să participe la aceste întâlniri. Da, ai o anumită sensibilitate și delicatețe de a-i proteja puțin, nu? Că ai zis separat pentru a-i ajuta. Intenția ta e să-i ajuți. Ești o persoană care m-a surprins extrem de plăcut în vara aceasta, văzând că tu călătorești într-un anume fel. Și am descoperit că e prima dată, ai călătorit singură, ai călătorit prin anumite locuri, pe anumite drumuri, mai spirituale, mai aparte. Ce ne poți spune despre călătoria cu motocicleta sau despre El Camino? Sau și o să vă de cât timp avem, nu știu cât timp. Nu este extrem de generos, dar trebuie să ne transmiți puțin din aceste călătorii ale tale, cu promisiunea de a mai veni să le discutăm foarte pe rând. Îi ispitim pe telespectatori cu niște date, niște impresii. Care a fost scopul, sensul, căutarea? Mie mi se pare foarte important să ții momentele de pauză și călătoriile mele sunt momentele mele de pauză în care sunt cu mine și atunci când vreau să fiu cu oameni, sunt cu oameni. De aceea îmi place foarte mult să călătoresc și singură. Când călătoresc cu motorul, mă opresc acolo unde mă prinde ploaia sau unde obosesc.
Dar cu 2 ani am fost ultima oară într-o tură în Balcani. Anul acesta, călătoria despre care vorbești, este cea din Spania. Am făcut un drum de pelerinaj, drumul Sfântului Iacob, El Camino, din Franța. Am pornit din Franța, din Saint-Jean-Pied-de-Port, până în Santiago de Compostela. A fost un drum de 800 de kilometri, din care 300 de kilometri am parcurs pe jos și 500 cu bicicleta. Și ți-am povestit că eu umblu mult pe jos, cu rucsacul de cărți în spinare, lucrez în medii informale. Ei, am constatat că acesta a fost cel mai bun antrenament. N-am avut febră musculară, nu m-a durut spatele. Deci, multe zile? 3 săptămâni, deci practic din 8 iulie până în 29 iulie drumul în sine. După aceea am mai petrecut 3 zile în Finisterea, pe marginea oceanului și mi-am ars hainele. Am lăsat oarecum multe lucruri din trecutul meu în urmă, a fost un gest simbolic. Am pornit pe acest drum, așa cum pornesc în toate călătoriile mele, căutând răspunsuri la anumite întrebări. Pentru că anul acesta, pentru mine, a fost un an cu foarte multe schimbări, din care pot să spun 2. Știi că se spune că sunt 3 sunt cele mai mari stresuri în viața unui om. Schimbarea locuinței, schimbarea locului de muncă și schimbarea partenerului. Ei, eu mi-am schimbat locuința. E adevărat, în bine. În foarte bine, dar am avut anumite perturbații în, știi tu, munca cu meșterii, stăți o mobile și așa mai departe, care m-au obosit și m-au dat puțin peste cap. Sunt pe cale oarecum să fac un alt pas în carieră, vedem, reușește, nu reușește, dar oricum vine cu o provocare la care trebuie să răspunzi. Și atunci am avut o serie de întrebări, plus altele personale pe care ție pot să ți le spun, dar în acest cadru. Și acest drum mi-a oferit șansa și ambianța de a căuta răspunsurile și în mare parte le-am primit și am constatat, revenind acasă, că drumul nu s-a terminat, pentru că el este un drum metaforic. Atunci când pornești pe un drum ca să schimbi ceva, ca să te schimbi, el nu se termină. Abia începe destinație geografică, exact. Abia începe. Pentru că e în tine. De fapt, drumul acesta e în tine. E o călătorie spre tine. Spre tine, da. Să te găsești pe tine. Da, dar probabil că e nevoie de drumul acela parcurs pe jos, drumul acela care te obligă cu fiecare pas să pui întrebarea, să cauți răspunsul, pentru a te putea întoarce apoi în tine, purificat puțin prin gesturile simbolice și prin efort și prin greutatea nu numai a pașilor, ci și a întrebării. Fără discuție, ți amintești niște lucruri care le credeai uitate și care vin cu un scop în prezent și îți dau și ele un răspuns. Care a fost schimbarea fundamentală care s-a produs după călătoria aceasta? Cred că sunt mai echilibrat, adică accept, am avut această dorință de a accepta absolut tot ce vine spre mine și drumul, prima încercare a fost faptul că eu n-am prea putut să stau singură așa cum mi-am imaginat. Din start am pornit cu un coleg din Cluj, sigur asta nu însemna că trebuie să mergem peste tot împreună și nici nu s-a întâmplat așa, dar în foarte multe situații, mulți pelerini s-au oprit să vorbească cu mine, apropo de ce ți-am spus. Și, practic, aceasta a fost încercarea cea mai grea, să mă adaptez. Și, de fapt, asta mi-am dorit cel mai mult, să mă adaptez oricărui lucru și oricărui om care vine spre mine și, de ce nu, oricărui om care pleacă din viața mea. Și cred că ăsta este, de fapt, secretul fericirii, să accepți lucrurile așa cum sunt și tu totuși să fii fericit. Da, pentru că, de fapt, toată viața asta e un drum, totul e dinamic și, cum ziceai, să accepti pierderea e mai greu decât să accepti sosirea cuiva sau ceva în viața noastră. Că de obicei când vine ceva spre noi, ne umple, nu? Și existența și ne conferă sensuri noi. Atunci când pierdem ceva, e mai greu că trebuie să punem ceva în loc. Și uneori, acel ceva e de fapt noi. Existem mai greu în potențialitate care s-a lăsat așteptată pentru a putea fi folosită și dezvoltată.
cu certitudine. Dacă știm secretul acesta, că adaptarea presupune folosirea resurselor noastre și a potențialului care zace acolo noi, poate în fază latentă, cred că putem să spunem că, într-adevăr, cum ziceai tu, fericirea e adaptare la cel nou, al fiecarei clipe ce vine spre noi. Totul e nou, mereu e schimbare. Și întotdeauna vine cineva sau ceva și îți arată și scoate din tine acel potențial. Că, de fapt, ăsta e și rolul meu ca profesor, să scot potențialul pe care îl văd în studenți. Sau, în general, trebuie să scoatem la iveală potențialul pe care îl vedem în oamenii din jurul nostru. Și tot așa și ei scot la iveală potențialul din noi, atunci când singur nu suntem în stare să o facem. Eu cred, apropo de faptul că unii mă consideră naivă, că natura umană este fundamental bună, numai că nu toți oamenii știu despre ei înșiși că sunt buni. Dar noi trebuie să vedem în ei această parte bună, fiindcă nu putem să colaborăm decât cu calitățile omului. Deci nu o să pot colabora cu un coleg dacă nu îi văd calitățile, ci numai defectele. Corect. Și asta nu înseamnă că e mai matur dacă vede doar defectele celorlalți un om. Cu certitudine preferă, e de preferat să păstrăm acea doză de naivitate care înseamnă curiozitate, îndoială, întrebare, înțelegere, nu? E de preferat pentru că doar așa ne vom dezvolta și vom putea să fim mai bine și cu noi înșine și cu cei de lângă noi. Andreea, nu știu exact ce magie ai făcut tu, că timpul a fugit astăzi, ni s-a scurs printre degete și ne-a făcut să rămânem cu subiecte neparcurse, cred. Dar asta înseamnă că noi două ne vom mai vedea la psihologie și viață. Și am descoperit astăzi că Andreea Ana Maria Chiș este și un fiind observator al realității și un psiholog care nu este deloc insensibil la ceea ce îi se întâmplă și că acolo unde ea lucrează, în acele multe locuri unde ea lucrează, mai mult sau mai puțin formal sau informal, realizează mereu un schimb. Dă, primește, pentru a îmbogăți viața ei și a celor din jurul ei. Andreea, mulțumesc foarte mult pentru că ai venit și îți mult promisiunea asta, că vei mai veni să discutăm, pentru că se pare că încă sunt multe lucruri de spus. Eu îți mulțumesc foarte mult că m-ai invitat și a fost o adevărată plăcere și am vorbit cu foarte multă ușurință, fiindcă ești un interlocutor extraordinar. Îți mulțumesc încă o dată și promit să răspund invitației tale ori de câte ori mi-o vei face. O iau. O iau și o păstrez așa în inimă și în gând. Mulțumim, dragi telespectatori, că ați fost alături de noi la emisiunea Psihologie și Viață. La revedere!